În această dimineață, strada Bănulescu-Bodonii din capitală semăna cu un râu în adevăratul sens al cuvântului. Bultoacele uriașe formate în urma ploii au îngreunat semnificativ circulația mașinilor, nemai vorbind de pietoni. Șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație, Vitalie Mihalache, susține că s-a greșit în procesul de reparații. Potrivit oficialului, problema inundării străzii Bănulescu-Bodonii a apărut din cauza unei greșeli făcute la reparația bulevardului Ștefan cel Mare. În intersecția Ștefan cel Mare și Bănulescu-Bodonii avem o zonă în care lipsește sistemul de evacuare a apelor pluviale, iar această eroare a fost admisă la etapa reparației străzii bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, și anume prin faptul că au fost admise ridicarea nivelului străzii comparativ cu zona de conexiune cu strada Bănulescu-Bodonii, iar această eroare a dus la faptul că în momente de ploaie sau în perioada ploilor se formează zone cu acumulări de ape pluviale și în special afectează și zona de trecere pietonală din acest segment de drum. Vitalie Mihalache a menționat că deja au fost făcute demersurile necesare pentru reconstrucția străzilor Bănulescu-Bodonii și Pușkin. Potrivit lui, în cadrul acestor renovări vor fi eliminate greșelile făcute anterior.